Timp de două zile, Castelul Corvinilor din Hunedoara se va transforma în platou de filmare pentru o producție cinematografică britanică. Astfel, în zilele de 9 și 10 martie, monumentul va fi închis pentru vizitare. Rămân disponibile pentru vizitare expozițiile din Curtea Husarilor, respectiv Casa Brezlelor, și expoziția Pre- și Protoistoria Hunedoarei. Începând de sâmbătă 11 martie, se va reveni la programul obișnuit din intervalul orar 9-17. Practic, între 9 și 10 martie, în cursul acestui an, Castelul Corvinilor va fi închis spre vizitare datorită unei producții cinematografice care se desfășoară în castel în săptămâna aceasta. Practic, filmările vor dura 4 zile, din care 2 zile filmările se vor desfășura în fața și în curtea interioară a castelului. Datorită acestui fapt, vizitatorii care vin la Hunedoara vor putea intra în Curtea Husarilor, vor putea face poze cu Castelul Corvinilor și vor putea vizita expozițiile din această curte exterioară. Este o producție cinematografică britanică și se filmează un film cu tematică medievală. Decorul ales pentru aceste imagini fiind în special cele din șanțul sec al castelului. Așa cum am menționat anterior, în data de 9 și 10, urmând a fi filmate o serie de secvențe în fața castelului și în curtea interioară.